Bună, draga mea urmăritoare! Numele meu este Dascălu Ionela Ana, după cum bine știi deja. Sunt trainer și tehnician de unghii tehnice, tehnician de aproximativ 7 ani și trainer doar de 3 ani. Bineînțeles, primul an în fiecare cu 3 cliente. Mulțumesc! Draga mea, sunt foarte, foarte revoltată. Menționez de la început, sper ca nimeni să nu se supere și nimeni să nu fie jignit, să zic așa, după acest tutorial. Practic nu e chiar tutorial, e ce-o fi, nu mă interesează, dar trebuie să-mi exprim părerea neapărat. Neapărat. Draga mea, am spus-o chiar în ultimul tutorial de construcție, care are 52-3 de minute, nu știu exact. Am spus asta. Dragilor, dacă vreți să vă apucați, să puneți unghii tehnice, interesați-vă întâi, faceți cursuri, urmăriți tutoriale, urmăriți-mi tutorialele de la cap la coadă, nu doar câteva minute. Eu am posibilitatea să vizionez pe canalul meu de YouTube câte minute dintr-un tutorial mi se vede și de la începutul până la finalul tutorialului, câtă lume rămâne activă pe tutorial și începe așa, cu o dimensiune de asta și la final tot scade, scade, scade spre puțin. De ce toată lumea se uite doar la început și după aceea pleacă? De ce? Draga mea, revolta mea de astăzi este despre alergii, infecții, probleme cauzate de unghiile tehnice și nu neapărat de unghii, ci de neinformarea suficientă a manicuristei care le face, care le aplică. De ce? Și al doilea motiv pentru care am hotărât să fac acum acest film este pentru că de când am făcut tutorialul acesta de construcție în care vorbesc despre alergii, m-am trezit cu foarte multe mesaje în privat de la voi, urmăritoarele mele, în care mă întrebați diferite prostii, că nu pot să le spun altfel. Întrebare de exemplu, la ce gel trebuie să aplic bază? Și eu ce să știu să-ți răspund din asta, draga mea urmăritoare? Ce să știu să-ți răspund din asta? Cum adică la ce gel? Poate ai vrut să spui la ce tip de manicură trebuie să aplic bază. Sau mâncați cuvinte din propoziție, sau îmi trimiteți un fragment de propoziție acum, după aia scrieți altceva, după aia îmi trimiteți altceva. Eu ce să înțeleg? Voi nu gândiți puțin? Am și eu o familie, am și eu un copil mic. Asta să nu mai spunem, să le dăm la o parte, ok? Hai să luăm o meserie. Gândiți-vă așa, fac YouTube, fac cursuri pe Patreon, fac cursuri în salon, fac manicuri, încă mai fac câteva manicuri. Merg la saxofon și mai trebuie să am și părul curat, că de nu vă place când vă uitați la mine pe YouTube dacă nu am părul curat. Ei, și acum mi este prins în coadă pentru că în zona asta mi este uleos. Nu vă mai uitați la mine, ok? A venit momentul să-mi spun și eu doleanțele, să-mi spun și eu ce nu-mi place. Eu sunt în slujba voastră a 40 și ceva de mii de urmăritoare, de 3-4 ani de zile de când am crescut canalul ăsta de YouTube, vă uitați la tutorialele mele, foarte multe. Deci dacă cineva se apucă și citește comentariile pe canalul meu de YouTube, sunt sute și mii, numai și numai de bine. Din astea sute și mii, poate găsești 30, e mult, e foarte mult, 30 de comentarii răutăcioase. Nu am comentarii răutăcioase. Oare ce înseamnă asta dacă nu am comentarii răutăcioase? Ok, să zicem, cineva se abține, dar nu foarte multă lume se abține în ziua de azi. Drept urmare, nici eu nu mă abțin deja. De ce nu am comentarii răutăcioase? Nu se gândește nimeni? Pentru că sunt bună, sunt ok în ceea ce fac și sunt drăguță cu voi și vă ajut și vă respect și vă apreciez și de atâtea ori am spus mulțumesc, mulțumesc că mă urmăriți pe canalul meu de YouTube. Vă apreciez, vă mulțumesc, fără voi eu nu aș fi ceea ce sunt. Sunt, nu știu, până la Dumnezeu și înapoi, mulțumitoare pentru canalul meu de YouTube, pentru care sunt foarte fericită și îmi doresc să ajung la cât mai mulți urmăritori. 50 de mii, 100 de mii, 200 de mii, de ce nu? Îmi doresc asta și în fiecare tutorial vă rog să vă abonați, să apăsați pe clopoțelul de lângă abonează-te, să primiți notificări de fiecare dată când postez ceva nou. Vă rog să mi le distribuiți, să dați like. Vă rog de fiecare dată și vă mulțumesc pentru asta. Dar trebuie să vă spun ce nu-mi place, Ok, hai să recapitulăm. Am spus despre alergii, asta o să lăsăm la final, și despre ce mesaje primesc eu în privat. Când am deschis canalul ăsta de YouTube, am spus că nu o să-mi dau pagina de profil, Facebook, Instagram, să o știți, deși nu era foarte greu să mă găsiți, și nu o să las numărul de telefon. Deja am lăsat numărul de telefon public, numai scrieți Ionela pe Google și deja vă dă numărul meu de telefon, deci nu e greu să-l găsiți nici pe ăla. Ok, răspund și la apeluri și la tot, dar nu suport când mă sună cineva, un monitor de pe YouTube, să mă întreabe: hei, nu știu ce am pățit, nu poți să-mi spui cum. Când eu poate pentru apelul ăla, ca să-ți răspund ție că nu am știut cine ești și ce vrei să mă întrebi, poate am lăsat copilul să plângă, poate l-am trântit din brațe nervoasă, lasă-mă să răspund la telefon. Nimeni nu se gândește la asta, pentru că voi, majoritatea urmăritorilor, sunteți fete de la 13 ani în sus. Nu aveți copii, nu aveți responsabilități, nu aveți familii. Nu aveți un iubit, nu aveți un soț, nu aveți o mamă care să urle la voi să vă spună: mai lasă dracu telefonul ăla. Ok? Eu înțeleg toate astea, fetelor, dar nu exagerați, gândiți-vă că sunt una singură. Gândiți-vă ce întrebări puneți, căutați răspunsul în tutoriale, că eu de-aia fac tutorialele, nu ca să intrați toate în privat să mă întrebați. Dacă aș fi știut că o să mă întrebați în privat, nu mai făceam dragă canalul de YouTube. Puneam pe YouTube pentru întrebări, intrați în privat. Și atât. Nu mai făceam filmulețe, la care trebuie să editez 2 zile la un filmuleț. Într-o zi îl filmez, îl adaug bucăți cu bucățele și într-altă zi tai vocea reală și apoi îi fac altă voce. Apoi urmează montatul pe laptop, pus pe YouTube, editări ca să fie bine găsit în căutări, ca să fiu prima în căutări, să cresc în abonați, ok? Nimeni nu se gândește cât durează și ce eforturi fac pentru asta. Toată lumea se gândește: oh, n-am înțeles, hai, scriu mesaj privat. Și mă întreb ce? La ce geluri să pun bază? Asta mă întrebi. Și dacă eu te pun și îți scriu, pentru că pur și simplu deja îmi dă tastatura, pentru că tastatura memorează ce scrii și îmi dă tastatura: scrie-mi, te rog frumos, pașii și produsele folosite de la A la Z. Și mă trezesc cu un mesaj: împing cuticula, zgârii, nu pilesc, că pilesc e destul de drăguț, zgârii unghia, redau forma, aplic primer, cu acid, bineînțeles, că ăla e cel mai bun. Pun gel, transparent sau cover, nu știu. Eu nu știu ce e aia. Îl usuc la lampă 6 minute ca să fiu sigură că țin unghiile alea. Îl pun cât mai gros. Îl pun și în piele, ca să nu zic Ionela că n-am pus în cuticulă. După care aplic 2 straturi de culoare, care și alea cu dungi și cu denivelări, și dau și un top, că știu că și de la ea că trebuie dat top. La gel 2 în polish base, că deja îi sună așa din gură când spune teoria asta. Și o întreb apoi în privat cum arată. Că ea e foarte încântată când primește mesajul ăsta. E foarte încântată. Și ca să fie drăguță, ea îmi spune: păi știi, nu ai foarte multe probleme la unghiile tale, decât că ai atins cuticula, ai grijă pe viitor, nu mai atinge, pentru că produsele dau alergie. Și ea să spună: păi da, dar eram grăbită, era târziu, era 12 noaptea, păi era la o prietenă, mi-am permis, cine știe ce motive. Nimeni nu se gândește că tot ceea ce tu de fapt poate să cauzeze probleme pe viață. De aceea încep să filmez acest film, pentru că acum am terminat de conversat cu o fată care mi-a scris: uite atâta, că e plină de eczeme pe aici. E plină, da. Pentru că a fost acum 6 luni la manicură la o fată, acasă, și a fost puțin roșie prin zona asta, dar ea a crezut că e de la sânge și a mers acasă. A continuat să o mănânce pielea, după care s-a dus la medic. Medicul i-a spus că e o alergie, i-a dat tratament, după vreo lună de zile i-a trecut. După 3 luni, s-a dus din nou la manicură, că a zis: hai că mi-a trecut, vreau să-mi fac și unghiuțele, să-mi fie frumoasă, nu? Bineînțeles că la fel. Și e plină toată, uite pe aici, frumos. Bineînțeles că poate să facă și la picioare același lucru, pentru că se dă. Da? Și nu știe de ce. Ei, din tutorialul meu de construcție, la lung de 50 și ceva de minute, care tu n-ai chef să-l vezi pas cu pas, că dar la ce să stai tu 50 și ceva de minute să-ți pierzi timpul cu Ionela, da? Tu nu-l vezi tot, dar nu afli fix de momentul ăla în care ea zice de alergii. Și nu înțelegi de ce ai eczemele alea pe piele. Și îmi trimiți mie mesaj și spui: Ionela, îți mulțumesc tare mult, ești iubirea vieții mele, ești nu știu mai cum și mai cum. Îți mulțumesc tare mult că am aflat din tutorialul tău că de la o tâmpită care mi-a pus primerul expirat, am făcut eczema asta urâtă. Draga mea, am început prima dată să o calmez, am spus îmi pare rău, îmi cer scuze, îmi pare rău pentru neplăcerea ta, pentru boala ta, pentru problema ta, îmi pare rău de tine, de situația ta. Dar nu e neapărat să fie de la primerul expirat, pentru că am apucat să zic în tutorialul ăla. Și de asta am filmat asta. Să spun că nu e neapărat de la primer, poate fi de la praf, da? Când pilești de la manicură îți ajunge praful peste tot. Poate fi de la praf. Poate fi de la cleaner. Când noi ștergem cu cleaner, da, atingem cam până pe aici. Toată proporția asta de dege, da, o atingem până aici cu cleaner. Apoi, poate fi de la stratul de dispersie. Totdeauna voi știți că după ce manicurista a pilit placa unghială naturală, a mătuit unghia, zgâriat, da? Nu mai e voie să atingi nici aici, nici aici, nici pe aici și nici pe aici, da? Nu mai e voie să atingi. De ce? Nu pentru că vezi, Doamne, nu știu ce, ci pentru că tu, atingând aici, zona care este uleioasă, unghiile acelea nu vor mai avea aderență, pentru că se umplu cu ulei, cu grăsimi. Pielea noastră, mai ales pe față, că suntem date cu cremă, că nu, este uleioasă. Aici, la fel, scalpul și oriunde, pentru aderență, pentru rezistență bună. Sau, dacă sunt deja date cu produs, să nu se umple de scame. Ok? Am pățit acum vreo 4 ani de zile, eram într-o situație critică a sănătății mele și făceam unghiuțe acasă fix aici, în camera asta, în masar, de la etajul 6, că de aici filmez, de acasă. Și aveam o clientă, o doamnă de vreo 40 și ceva de ani, foarte drăguță, care nu puteam nici cum să-i spun Ana, ci îi spuneam doamna Ana, pentru că nu puteam să-i spun. Ea îmi spunea mereu, spune la pertu, dar eu nu puteam nici cum să spun la pertu. Și doamna Ana, când să-i pun topul, și a făcut, uite așa, pe genunchi, ca să vă arăt mai bine să vedeți, uite așa. Nu știu de ce a simțit nevoia să fac chestia asta. Și mi-a spus, nu vă atingeți. Dar ea, nu mă ating, că doar așa am făcut. Da? Sper că se vede. Doar așa. Deci clar nu am făcut așa, ci așa. Nu mă ating. Vă spun sincer, m-am enervat foarte tare, dar nu i-am arătat nimic. Când mi-a dat unghiile plină de scame mici albastre, de la blugi. Și am spus, doamna Ana, ia uitați-vă puțin la unghii. Vai, scuză-mă, iartă-mă, îmi cer scuze, n-am vrut, chiar n-am știut că se poate întâmpla asta, dar n-am crezut, eu nu am atins. Cum s-a întâmplat? Ei, nu mai contează, doamna Ana. Și acum ce e de făcut? Zic, doamna Ana, n-am ce să vă fac, așa vă pun topul și așa rămâneți cu scamele astea. Te rog, nu, pilește-le, fă-le ceva, fă-le ceva. Când eu eram gata, da? Eram gata. Dădeam topul, îi făceam poză, îmi dădea banii și scăpam, da? Mai făm ceva. Dar eu când ți-am spus să nu atingi, ei, și să revenim, clienta, fata care mi-a scris mie pe Messenger, clar, probabil și-o fi făcut așa, dar numai să scăpineam puțin. S-a gândit, uite, nu mă ating, nu mă ating, exact ca și doamna mea Ana. Ei, dar stratul de dispersie, stratul acela lipicios, de pe gel, da? Ăla s-a atins de piele. Stratul de dispersie, care noi atingem pe piele, ne dă alergii. Am mai primit un alt mesaj, un privat, care îmi spunea, păi bun, și eu când închid cutia de gel, dacă mi se atinge puțin gel pe aici, eu înseamnă că fac alergie? Da, poți să faci alergie. Așa e. Păi sau alta. Păi eu mă aștept de multe ori așa, iau scamele cu partea asta a degetului, roată pe lângă capac. Fac alergie? Da, faci alergie. Nu e neapărat toată lumea să se manifeste, nu e neapărat toată lumea să se și producă alergie, poate unele sunt mai rezistente. Eu lucrez în acest domeniu de 6 ani de zile și nu am făcut alergie. Și credeți-mă, știți voi, cele care mă urmăriți minut cu minut pe tutorialele mele, nu am un aspirator foarte calitativ, sau cel puțin înainte aveam unul și mai rău decât cel de acum. Da, acum e cât de cât ok. Și praf cu duiumul. Clientele care îmi vin în salon, nașul meu a venit la mine în salon și mi-a făcut așa pe dulap și mi-a spus ce cu praful ăsta. Și zic, uite, șterge-l tu, stau și fac manicura la clienta de acum și după aia verifică din nou. Bineînțeles că a venit după clienta care era mama lui și când a venit, i-a spus, na, șterge praful din nou. A, să-mi trag una că eu... bam. Eu zic, na, ce, îmi plătesc o menajeră să-mi facă non-stop praful în salon? Nu am cum să plătesc o menajeră. Apoi mă întrețin pe mine din banii care îi produc. Ok? Ok? Praful. Stratul de dispersie. Știu că sunt foarte ciudată, știu că toată lumea nu mă recunoaște, știu că toată lumea poate să am chiar de pierdut, o să pierd abonați. Asta este, mi-asum, trebuia să spun asta. Am mai simțit nevoia să spun asta cândva și n-am spus-o. Am început tutorialul propusă cu așa ceva și am renunțat. Acum n-am renunțat. Bine, mai am posibilitatea după ce termin de filmat să nu mai postez nicăieri. Dar cred că o să-l postez. Asta simt. Sunt puțin agitată, sunt puțin nervoasă, dar nu e vorba despre nervi, este vorba despre realitatea pură, este vorba despre alergie, este vorba despre neatenția voastră, atât când vine vorba de a viziona un tutorial cap-coadă și a-l înțelege, cât și despre neatenția vis-a-vis de faptul că voi credeți că să faceți unghii așa, o chestie nice, be cool, nu știu ce e, chiar nu știu cum credeți voi că e. Ok, mi-amintesc și de mine, am început să fac unghii pentru că eram înnebunită după chestia asta, visam de mult să fac unghii. Dar credeți-mă, primele mele manicuri sunt mult mai impecabile decât majoritatea ce mi le trimiteți voi în privat. Nu știu ce să vă spun. Trebuie să fii născut pentru asta, trebuie să ai un pic de experiență. Eu îmi făceam unghiile cu ojă clasică foarte mult și niciodată nu mi-atingeam pielea. Intră fetele în privat și mă întreabă ce gel îmi recomanzi? Și eu le întreb, de care îți place să folosești? Autonivelant sau forming? Eu nu știu care e diferența. Sau ca să nu se dea de gol, să pară neștiutoare, răspund așa, aiurea. Dragilor, nu e o rușine să-mi spuneți că nu știți, vă învăț eu. Dar nu vă învăț în privat, vă învăț în tutoriale, de aceea trebuie să le urmăriți. Nu să intrați în privat să-mi spuneți care e diferența între gelul forming și care e diferența între gelul autonivelant. De asemenea, care e diferența între rubber base și între bază simplă. Cum să mă întrebi așa ceva când totul este în atâtea tutoriale, peste 200 de tutoriale pe canalul meu de YouTube de 3-4 ani încoace? Cum să mă întrebi așa ceva? Am cam bifat toate subiectele, nu vreau să vă plictisesc pentru că știu că nu o să vă uitați la mine de la cap la coadă, așa că încerc să închei aici tutorialul, dar vă rog frumos, nu mă mai sunați în privat. Nu mă sunați, pur și simplu, nu mă sunați nici pe telefon, pe numărul de telefon și nici pe Messenger. Am o fată care acum mă sună și am spus că îi dau bloc dacă mă mai sună. Bineînțeles, ultimul apel când eu am început să-i spun asta, mi-a spus că din greșeală. Cum, Doamne, să-mi spui tu mie că din greșeală? Clar că din greșeală tu ai butonat conversația cu mine. Ok, dar nu mă mai sunați, nu mă mai sunați pentru că nu am timp să vă răspund, nu pentru că nu suport, credeți-mă, nu e vorba de așa ceva. Nu am timp. Am cursantele. Uite, încă o chestie care eu o fac în viața mea. Am cursantele la toate cursantele mele, indiferent la ce curs a fost, că a fost 100 de lei, că a fost 3000 de lei cursul respectiv, cursantele au acces de viață nelimitat la orice oră din zi și din noapte, poate să-mi scrie mesaj pe grupul pe care le-am înscris și eu le răspund. Ok, dar acele cursante au plătit un bănuț, au acces la mine, mi se pare foarte normal să le răspund. Gândiți-vă! Numai anul trecut, 2019, am avut 50 și ceva de cursante. Să le răspund tuturor cum e. Am 100 de cursante per total, la cursurile de pe Patreon și lor le răspund. La cursurile online de manicură. Apropo, dacă ai mai multe întrebări, ai nelămuriri după tutorialele de pe canalul de YouTube, e clar, intră pe cursurile online. Răspundeți de acolo, plătește un ban, nimeni nu-ți dă informația gratis în ziua de azi, deși am 10 de mesaje comparative cum că am fost la curs și nu am primit atâtea informații câte tu dai pe canalul de YouTube. Am 10 de mesaje cu așa ceva. Am 10 de mesaje comparabile canal cu canal. O urmăresc și pe X, dar ea nu spune atâtea câte spui tu. Oare de ce? Pentru că sunt drăguță, sunt bună. De ce? Nu vreau să mă laud. Lauda o faceți voi în comentarii, în zecile de comentarii care sunt sub fiecare tutorial. Nu mă laud eu. Eu spun asta din experiență, din mesajele citite de la voi, din comentariile citite de la voi. Ia orice tutorial și uite-te sub el, citește toate comentariile să vezi. Așa este, cum spun eu acum. Așadar, încearcă să-ți găsești răspuns la întrebări în tutoriale, vizionează cursuri. Este această perioadă de carantină, de izolare acasă, la domiciliu, din cauza virusului acesta. stați, domnule, și educați-vă, nu stați să postați tâmpenii pe TikTok. Educați-vă, citiți cursuri, ascultați cursuri. Asta fac. Eu nu am timp. Nu am timp să citesc o carte. Pentru mine să citesc o carte este ceva relaxant. Eu nu-mi văd capul câte cursuri am de vizionat. Ce să mai spun de școala de șofer? Că sunt scrisă la școala de șofer de... cred că trece pe lângă mine. N-am timp să învăț. Nu știu cum să-mi împart timpul. Casa mea este vraiște. Soțul meu, săracul de el, cât poate face el, cât nu, nu. Nimeni nu se gândește la asta. De fapt, unele vă gândiți la asta pentru că îmi scrieți în privat, ești o persoană minunată, nu știu cum te împarți în atâtea locuri. Da, e foarte greu să te împarți în atâtea locuri. De aceea apelez la voi și vă rog frumos, fetelor, ok? Poate acum mi-ați descoperit canalul de YouTube. Poate nu vedeți acest tutorial, sunt convinsă că nu o să vadă toată lumea acest tutorial peste încă 2 ani de zile, acest video. Dar cele care vedeți acum, sper să vedeți măcar 10.000 din voi, măcar 10.000 să-l vedeți. Și nu vă rog să-l distribuiți, pentru că nu are legătură cu cele externe, ci cu cele care mă urmăriți. Vă rog frumos să fiți mai atente puțin la tutoriale, să las notițe. Într-un tutorial, acum vreo un an de zile, am spus așa, când te-a pus să vezi un tutorial care spune mai ales că e întreținere de la A la Z, sau cap-coadă, sau cu multe informații, sau așa, ia, domnule, un caiet și notează ce a pus Ionela aici. A pus produsul X de la firma X. După aceea, cum a făcut asta? A ținut pila așa, a poziționat-o așa, pila de granulația aia de la firma aia. Pasul următor, a uscat atâtea minute la lampă, după aceea a încărcat gros la vârf, mai subțire spre cuticulă, dar la cuticulă nu a pus deloc. Detalii, domnule, detalii! Încearcă să înveți, nu că după aia să intri în privat și să zici, a, mie mi-a picat unghiile. Toată lumea îmi scrie mesaje și comentarii. De ce pică unghiile? Am făcut și tutorial cu așa ceva, dar nimeni nu-l vede sau nu știu de ce nu găsiți răspunsul în el. Exact așa se numește tutorialul. De ce cat unghiile cu gel atât de repede? Nu știu de ce nu a ajuns la toată lumea. Nu știu. Sper că nu te-ai supărat prea tare pe mine. Sincer vorbesc, dar asta e realitatea. Despre mine, despre Dascălu Ionela Ana, asta e realitatea. Și mie mi-e greu. Și eu am o viață, și eu am stres, și eu am necazuri, și eu am momente când plâng, și eu am ceartă cu, nu știu, cei din jur, și eu am momente de depresie. Toată lumea are asta. Să nu credeți că eu sunt, oh, ce bine aduce Ionela, are bani, are... Nu, am momente când nu am bani. Uite, acum cu coronavirus nu mai am bani. Îmi trimite cineva și mie, donați și mie $2, 2 euro, cum se donează? Faceți chetă? Nu face nimeni chetă. Faceți o chetă și vă răspund în privat. Eu ce să fac dacă nu mai am bani acum? Nu vreau să mă gândesc, să nu cumva să văd vreo postare pe grupurile de Facebook, cum că uite, a nebunit aia, și să mă apuc să mă blamați pe grupurile de Facebook. Asta e în locul unui live. Aș fi vrut să fac asta live, doar că sunt convinsă că dacă făceam live, se schimba foarte mult subiectul conversației. Așa că voi face live, dar strict pe subiectul unghii și nu reproșuri sau problemele Ionelei. Te pup, draga mea, sper că nu te-ai supărat prea tare și că nu ai luat cumva lucrurile, nu știu, personal sau... Clar am dat exemple dintre voi, dar nu trebuie să vă supărați pentru asta și, deși eu mi-asum, s-ar putea, cum spuneam mai devreme, să renunțați câteva dintre voi la abonarea la canalul meu, dar nu ar trebui. Am spus doar lucruri reale și care ar trebui să le faceți și de care ar trebui să aveți grijă. Repet, nu vă apucați să faceți unghii dacă nu sunteți informate. Cred că la finalul tutorialului, în loc de nu uita să zâmbești, draga mea, ar trebui să spun, nu te apuca să faci unghii dacă nu ai un curs sau dacă nu ai informații de bază. Cred că așa ar trebui să spun. Te pup! Ai grijă de tine, multă sănătate și învață, educă-te continuu, nu sta pe TikTok sau alte rețele de socializare care îți strică mentalitatea și gândirea, psihicul, și nu te informează cu nimic, ci doar te face să-ți pierzi timpul. Încearcă să faci viața asta cu folos, să înveți ceva, să înveți continuu. E singura noastră avere. Cum spuneam despre zâmbit, că nu ne poate opri nimeni, să înveți e singura noastră avere și ceea ce ai tu aici nu poate să-ți ia nimeni. Nimeni. Numai când mori nu mai ai. Și să faci ceva bun pe pământul ăsta, de asemenea și când mori rămâne în urma ta. Ai grijă de tine!